30 de elevi de la Liceul Teologic din Gorj acuză că le-au fost înstrăinate bursele. Elevii susțin că nu au primit banii pentru bursele de merit, cu toate că la liceu există acte semnate de ei. Niciunul dintre cei 30 de elevi nu își recunoaște însă semnătura pe ștatele de plată. Scandalul s-a iscat în clipa în care o întreagă promoție de elevi s-a plâns că nu și-a primit banii aferenți bursei de merit. Banii s-au tot dat, nu s-au dat anul trecut, cred că nu am primit nimic, dacă nu mă înșel. Dar, în general, îi primeam. Până acum, ceva timp, primeam bursele regulat. Când elevii au mers să-și ceară banii, au avut parte de o surpriză. Ei și-au primit banii, dar nu-și recunosc semnăturile. Asta-i prima lui bursă care e luată la noi. Acolo e semnătura ta? Deci aici e bine semnătura, trupul meu, asta. Așa cum mi-am zis și domnul contabil ieri, să zicem că o imită pe a mea. Și noi când le luăm, trebuia să semnăm de 5 ori. Fiecare lună, altă semnătură, deși toate trebuia făcute în același timp. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, prima, cea care e pusă deasupra, aceea a fost imitată așa, cât de cât perfect. Apoi că erau mai la final, acelea deja gata, nu au mai fost făcute în totalitate, probabil erau prea greu de făcut. Eu unul nu mi le recunosc. Elevii au depus plângeri și la poliție. În acest moment, cazul este investigat de polițiștii de la fraude. În funcție de concluziile oamenilor legii, conducerea liceului va lua măsuri împotriva vinovaților. Rămâne de văzut ce se întâmplă cu banii pierduți.